proiectul Viața fără violență, pe care l-am demarat împreună cu Poliția Capitalei, Inspectoratul Școlar General București, parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1, Primăria Capitalei, care ni s-a alăturat din mers. Pot să spun că este un proiect de suflet, un proiect drag mie și cred că tuturor, care vizează prevenirea și combaterea violenței în școli și are ca scop implementarea educației juridice. Vreau să vă spun că acest proiect de prevenire și combaterea violenței în școli s-a demarat în 6 unități de învățământ din București, câte o unitate de învățământ în fiecare sector al Bucureștiului. El s-a adresat unor elevi de clasa 9-a. Fiind pilot, ne-am raportat la un grup țintă, și anume la 60 de elevi, și am fost în fiecare unitate de învățământ împreună cu diferiți specialiști, și anume polițiști, procurori, judecători, psihologi și nu numai asta, pentru că din proiect fac parte și părinții, cât și profesorii. Așa cum știți, există religie în școli, așa cum există religie, ar trebui să existe și educație juridică. Este foarte important pentru copii, pentru societatea în care trăim, ca să diminuăm această violență care, din păcate, există, indiferent că se manifestă acasă, pe stradă, în școală, oriunde. În prima fază, polițiștii au avut întâlniri interactive cu elevii, i-au învățat și le-au explicat ce presupune codul penal, partea generală. Vreau să vă spun că acest proiect de prevenire și combaterea violenței în școli i-a încântat enorm pe copii din discuțiile purtate. Când spun asta, mă refer la avocat, mă refer la procuror, la judecători, partea decizională. Nu este ușor să te afli în fața copiilor și să te întrebe, spre exemplu, dacă există clima perfectă. Să vorbească și să spună întrebări de infracțiuni legate de corupție. Să vorbească de trafic de droguri. Vă spun că nu de puține ori mi s-a făcut pielea de găină în momentul în care ascultam întrebări care veneau din partea unor tineri, elevi din clasa 9-a, și care, din punctul meu de vedere, sunt foarte informați. Dialogul dintre noi și ei a fost atât de interesant și de cooperant, încât atunci când se întâmpla să ne revedem, copiii te primeau cu bucurie și cu aplauze. Un lucru extraordinar. Copiii s-au întâlnit cu psihologul, au existat aceste discuții interactive. Psihologul analiza atitudinea copiilor și ce au înțeles ei din discuțiile purtate cu specialiștii. Copiii sunt mesagerii noștri, mesagerii aceia care transmit mesaje cu caracter juridic, preventiv, educațional. Copiii erau învățați cum să ducă campania mai departe. Ne-a interesat foarte mult ca acești copii de clasa 9, pe toată perioada cât rămân în liceu, timp de 4 ani de zile, să fie cei care transmit mesajele sub supravegherea noastră. Copiii au fost învățați cum să facă spoturi publicitare, cum să facă mesaje preventive, cum să recomande și cum să ajute alți tineri de vârsta lor și să intervină atunci când este necesar, în momentul în care există conflicte spontane, când există acte antisociale, unde să se adreseze, cum să procedeze și așa mai departe. Deci a avut un efect extraordinar și faptul că acești copii au fost învățați să ducă această campanie mai departe. În acest proiect, Viața fără violență, mi s-a alăturat președinta Tribunalului București, judecător Laura Andrei, o persoană deosebită, o mare valoare în România, procuror Gabriela Ușurelu, procuror adjunct la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. Alături de noi a participat și comisar șef Grațiela Văduva de la Poliția Capitalei, o persoană care a ajutat foarte mult copiii, i-a învățat cum să ducă campania de prevenire pe mai departe. Ce este important să știți că după încheierea acestui proiect am primit semnale din toată țara, unități de învățământ care ne-au rugat să mergem acolo, foarte mulți părinți care ne-au rugat de asemenea să ne deplasăm și să ducem proiectul în toată țara. Un lucru foarte important pentru mine și cred că și pentru partenerii noștri. Copiii răspund penal la vârsta de 14 ani. Este important să aibă știință de acest lucru, să știe că nimeni nu te absolvă de necunoașterea legii și dacă
adulții de multe ori nu cunosc legea și de multe ori nici nu o respectă, este bine ca cei mici, copiii în general, să aibă cultură juridică din acest punct de vedere. În momentul în care vom fi capabili să punem pe masa ministrului dovezile care conduc la ideea că este necesară implementarea educației juridice în școli, tocmai atunci putem să spunem că am reușit, că ne-am atins obiectivul cu acest bine venit proiect de prevenire și combaterea violenței în școli.